credincioși, mulțumesc și mai tare pentru invitația făcută de a prezenta cartea lui Alexandru Ionescu, orice de la început, că nu am avut lucruri deosebite despre un aviz despre rușinea mea despre perioada intervenită și am răspuns la această solicitare din ascultare și mulțumesc pentru invitația făcută, că așa puțin, măcar mi-am dat seama de câte mari personalități au fost în această perioadă și, mai important, am simțit că ei au fost o etapă necesară pentru a fi noi în situația duhovnicească la care suntem chemați astăzi. Și, într-adevăr, legătura aceasta între generații, că fiecare generație este o etapă în cursul acesta al vieții, al istoriei, l-am găsit menționat și la domnul Alexandru Ionescu, spune de exemplu cartea aceasta de care prezentăm în seara aceasta care a venit la pagina 271, spune în dialogul despre cultură, Azaria și Isaia, spune, experiența cea istorică, dar și cea personală, ne arată că nu putem trăi numai pentru noi înșine. Chiar și cel mai sălbatic act de egoism sunt în cele din urmă de un folos obsesc, pentru că ele există mereu chiar și atunci când nu ne dăm seama de acest lucru înăuntru unei economii morale care ne depășește. Primim și răspundem. Cel mai înalt dintre actele noastre încă vom afla cu rostul lui înăuntru acestei economii. Sau spune mai ușor și mai urat la pagina 255. Când menționez mai pagine, înseamnă că de pe la aceasta când o să iau alte cărți, o să menționez că sunt alte cărți. La pagina 255, unde avem studiul despre rugăciunea neceptată, ține interdisiune orate, spune autor. Viața omului, studia mine, apar cu o claritate care se potește cu fiecare zi ca un miracol. Expresia aceasta este din ce în ce mai identitară și nu mai este deloc o îndrăzneață figură de stil să vedem omul ca pe un asociat, ca pe un chemat la primirea, la ducerea până la capăt, a unei opere de creație de o importanță cosmică. Nu știm încă unde este acest capăt sau ce va fi dincolo de el. Dacă nu ne mai este îndrăznit să vorbim că eu, ne permitem orice știm și vom ști din ce în ce mai bine și mai mult că ca să fim destui. Vom continua să murim, desigur, dar nu cu sentimentul acela care ne îndrăzea poate cinica exclamație după mine potocul sau dezamăgirea totală estimată de șătoșilea de șătășilor. Vom muri solidari și având conștiința că ne-am adus contribuția la ceva care nu este tuturor comun. Ca măturare pe un tu care are formă și care se îndreaptă spre o finalitate bine intuită. Așadar, etapa aceasta acestor oameni pe care intervenit cu aceea și pe toată aceasta de cușcărință, ce înseamnă, atunci sunt etape necesare și fără aceste etape nu am fi fost noi în situația în care suntem. Apoi să ne chema să deșifrăm puțin rostul etapei noastre, dar deocamdată să vedem puțin despre etapa aceasta intervenică. În cazul dumneavoastră, nu ne discutăm, fi multe probleme de care se pot aborda, așa cum s-a spus și Părintele Cristian, faptul că a făcut facultatea și doctoratul în fizico-chimice și în România și la Paris, după aceea doctoratul în neurofie, facultatea de filosofie, arată un om de o deschidere științifică, culturală, largă și de aceea și-a abordat doctoratul de multe probleme în spirele sale. Iar ce fost puțin apropiat să abordez acest subiect
făcând din cap facultatea de chimie, înainte cercetare și zică în chimie și la primele postul, m-am regăsit puțin în pagina care vorbește despre aceste subiecte. Noi vom intra însă la partea aceasta a titlui cărții, Calea Inimii, și mai exact, ca să înțelegem, Calea către Inima mea. E mai important, așa, ca să te sorteze, dar mai exact și mai bine și mai frumos, Calea către Inima mea. Și după ce faci studii în acestea serioase și profunde, de știre, spuneam, de știință și filozofie, dar ajunge în final la viziunea ortodoxă despre lume și viață, pe care și-o însușește și spune, de exemplu, un jurnal, mi s-a spus că se apărut de un jurnal autorei, dar despre un jurnal, un jurnal, care s-a întâmplat în Iescu, care e cunoscut voi după 67, 1968, dar că a apărut recent și volumul al doilea al jurnalului, care s-a întâmplat în Iescu, 1968, 1969, și vor apare în continuare și celelalte. Și în volumul al doilea, la pagina 35, arată că simulatorul este biserica și că Hristos este de neînlocuit, spune mai exact. Biserica a fost, este și va fi singura forță pozitivă de lucrare în lume, de restaurare, de regăsire de omului și de punere și de punere pe linia de putirea unei utilități. Hristos este de neînlocuit. Nici o filozofie și nici o doctrină politică nu poate înlocui concepția creștină, că în vremea noastră încercarea de a suscrit pe marfa lui Hristos e una din cele mai bune absurdități încercate, dotată de niște oameni istorie. Jurnalul este scris în 1968, în marți, știm cu toții, în rolul care avea în societate și filozofia marxist-leninistă. Dar calea aceasta a bisericii este frumoasă, dar de Domnul Iisus este de neînlocuit. Dar ce este esențial în calea aceasta a bisericii ortodoxe, calea aceasta a ortodoxiei? Și la pagina 256 se întreabă autorul nostru, tot în studiul de strălucinea încercată, spune așa: într-adevăr, ce este esențial? Că ceva este sigur esențial. Unii întotdeauna au văzut acest esențial și cum ar putea să aplice la o mențiune a lumea. În această acțiune neosalutară, omenirea și lumea cu moartea și temerile asupra legii și a exact frumusețea și grandoarea pe care le cunoaștem, care au rămas la parte în la fundul de înlocuția lor. Nu la acestora va crește. Și spuneam, rugăciunea și meditația sunt doar care și soluția care ne înscriu cu fermitate și eficiență în această perspectivă benefică și eficientă, sunt sigur că da. Și nu cunosc o altă cale, o altă soluție care să pătrundă mai mult nervul lor. Pentru mine rugăciunea este nervul a problemului interioare de care depind firesc și cele exterioare. Această legătură unificată, sursă generatoare și generatoare, este cu siguranță un mister. De pentru dânsul, deci esențial, este rugăciunea, principiul asumat de toți membrii lui Atins și care se încadrează în învățătura Sfintei Biserici la început, fiindcă tot este ziua Sfântului Nicolae Palma, și la ora 7 am înțeles, se lansează la librăria bizantină, urmul 7 din notele complete ale Sfântului Nicolae Palma. Ne bucurăm de faptul acesta, știm că și apar, de s-a apar în 50 lume și acum se privește la satul acolo, că ne-am zis ca să scoată și banii și ei ca să poată mai departe să timpărească celelalte volume,
dar prima dată de importanță deosebită a unui lingvă e arama. Și o să vedem aprecierea testului în care sunt mai puteri care face și artizanul de Domnescu la adresa unii părere va noastră cea și la jocatii în modul general pe care i-a făcut adusă de părintele Stenbar. Dar sunt Grigore Palama, ne spunem filocalia de la Prodromul, este o versiune mai veche a filocaliei ca în limba română, au cenzori că sunt după aici la Neamț și după aceea s-a ajuns la Prodromul și tipărindu-l fără revoluție. Și spune sunt Grigore Palama, este rugăciune la clasea și exact cum spune și domnul Alexandru Ionescu. Zice, împreunarea cu rugăciunea faptei bune, care face pe cel îmbunătățit a fi de a fi de Dumnezeire, nu însă și a lui, ci puterea însă a rugăciunii, Sfințitul lucrează pe aceasta și poate de sărăcit în o țară și în o bună Dumnezeire. Deci, prin fapta bună, ne împunăm Dumnezeu, ne vrem de a fi de Dumnezeu, Dumnezeire. Nu însă și a lui Dumnezeu, Dumnezeu, în achivenia lui Dumnezeu și unirea dumnezeiască care se realizează de a însă rugăciunea Sfântitului Lucrurile acestea. Unirea noastră, rugăciunea Lucrurile acestea și poate de sfârșit în țara și unirea Lucrurile Dumnezeirea. Așa cum vedem că Dumnezeu se așează foarte frumos mișcarea aceasta de lui și Alexandru Ionescu pe linia aceasta Sfântului Nicolae Palama și a primatul ortodoxe. Și să vedem cum a ajuns la acest dată, a ajuns la Dumnezeu prin rugăciune, că ne descriem aceasta este și sau și titlul de cărții care în care a căzut inima mea, care este rugăciunea. Și începutul o face Dan Sandu, care prima dată ce o bună zi, acum vreo 10 ani, prietul meu, poetul Sandu Tudor, mi-a spus ceva ca apă. Dar nu se spune ceva cu de care crezi oare că nu are niciun element care poate ajuta să priceapă de ce îi vorbești. Mi-a spus că oare ce mi-a spus? Uite că nu mai aduc aminte ca să vedeți. Tot ceea ce poate mai acuma aminte este că mi l-am meticuit de tras în portare, se mănânc o chirie, închis acolo, ori foarte îndească, foarte puțin, cu niște mătrânci în caier, în care se hotărâse să noteze anumite bune experiențe ca ciudate. Mă atunci de lumea acesta, nu era singurul original pe care îl făcea prietenul meu, prozitatea mea a fost stătită în mod deosebit. Știam însă că originalitatea de primul este autentică, nu prea desare, e cum suportea oasele care te-au răbunos mai mult și mai de mine. Așa am avut pentru prima parte această rugăciune a inimii, care nu mai trebuie avea să se așeze în centrul posibilităților mele. Deci începutul primul la evoluiește rugăciunea inimii este și forma cea neapărintele care ne-a plăcut de la adesea, care cea mai bună este de la minte la inimă, nu scopor mintea la inimă și care aceasta. Și după aceea, următorul moment se întâmplă la Cernuți, când Dobrogeanul Titi Simetrea invită pe mai mulți intelectuali religioși, Alexandru Tudor Benedictius, are examen de asociații la o adunare, la un moment de dezvoltare duhovnicească, de meditație duhovnicească, la Cernuți, în Bucovina. Și acesta spune că a fost un moment fundamental, când el a înțeles. Când spune că o transformat, cunoașterea sa intelectuală,
alături de cunoaștere, de plină care pătrunde întreaga ființă a omului, dându-i la ceea ce pune pe care nicio considerație sufletică nu poate da. Am înțeles la acest lucru realitatea covârșitoare a lor scriptoare, că ne vorrem, ne lucrul a acestor valori este rugăciunea. Deci aici am înțelegerea aceasta, că Iisus Hristos este, sau ne spun, este rugăciunea. Nu ai reușit să mă numești o anumită cale.
De aia era angajată cu o viață întreagă, cum o dăbire, o stăpință mult prea uriașă ca de vecia mea, de plânta mea o spune. Dacă aș fi niște bani, aș fi pus o ultima aia. Cartea aceasta, parte m-a dusese, a venit până la mamă cu Olin și acolo, lăsându-mă în brațe, ultima pagină spusese, acum iată soarte, iată ăsta te ape și te vină. Soluția de lucru nu se pierde cu mine, totuna cu propunerea de astfel m-a cucerat la familia de Cruz și a ocărat acolo cu fărașul. Totuși, ca orice este cu povestea comunicației și tema inviziei de prez și nu prea de-a făcut așa alte căi. Mă și dezorientat să spun că nu mai vedeam imediat nici o posibilitate a lui Cruz la timpul, nu vedeam nici un capăt de fi unde aș mai putea trage până de prește, totuși, nu. L-a și marcat, dar în această m-a și speriat, realizând că acest ran se angajase pe care aceasta a plăciunii, simțise că plăciunea este miezul tuturor lucrurilor și că aceasta va să facă lumea lui Dumnezeu, dar și că nu este o cale ușoară și în totul se punțe dezarmat, prea nu se cintă de zi de aici. În viață face o fășa fietate, dar menționăm etapa de la Anoxia Cernica, când a mers cu Benedictul și San Tudor, au mers împreună la Anoxia Cernica și acolo au întâlnit pe părintele Nicodim ușor. Știm cu toți ce este el, atunci am întâlnit și o scălugă, care își poase întâmplător sarcea de azi și a devenit spre mirarea mea uimită ca și de cunoștea de la primirea lui. Deci eu nu mă văzuse niciodată până acum. Văzându-ne mai mult a plecat spre plecare, ne-a spus cu întrexime de neimitat în casă. Haideți să vedeți pe părintele Ioan, vorba de părintele Ioan și părintele Ioan, venit din Rusia și care se avea postise în vremea lui Ioan pentru Rusia ortodoxă. Atunci se a succese de aceea să-și arăta meseria cernica. Și aici, părintele Ion acest este cel care îi arată și care, îi arată care este soluția pentru a ajunge la plăciunea neîncetată, nu că ar fi ușor, dar îi arată cum se începe în această cale. Și la pagina 55, autorul nostru. Părintele Ioan este acela care m-a luat pe mână și mi-a spus, iată aceasta este calea care duce la inima ta, unde este și timpul cărții care e inima, de aici la iată aceasta este calea care duce la inima ta, care este calea aceasta. Și ne-am dat o dată mai mult seama că nu știm pe de rost simfonie lui Beethoven în vestea cântătoare, ci începând și practic în Italia, ceea ce mai vana forteiu și gamacior, 7 note muzicale. Părintele Ioan mi-a arătat în dreapta lui ea cum se privește și se ține apușul. Eu nu putea face mai mult, dar acea fierarhia și început adevărat nu se știe. Deci nu știm simfonie lui Beethoven din afară, și bună de la început, așa cum învățăm în acest lucru, vorbeciu și da, am spus să ține acușul mână, așa și aici zice. Și începând și practic în Italia, căciunea aceasta, acel mai banal, vorbeciu și da, de pe frânde, încet, încet și ajunge ca să se speriase autorul de angajarea aceasta, scopul acesta a slavului, de a ajunge la plăcerea neîncetată, încât după un timp însuși Alfred Dorinescu scrie un studiu despre plăcerea neîncetată, se intermisi o decorate, în care după mai vedem câteva aspecte pe care îi le arată autorul cărții despre cum se poate ajunge.
altă parte, unitate, ciudeste. Și ne spune în studiul acesta, arătați că ne-a încercat, acolo ce-a fost de fapt și asta care este cea comparație cu modul cum înveți să cânti în mâinile pe două, învățând în gama, sofregiul, cum se ia cu șumără, aici ne spune la pagina 247, începe să se asemene cu mergerea cu simbolile construite, pentru că sunt la vinerea și a luat ca simbol la mănăstirea lui, este și pe ușă și pe sigilul. Și pornește că este o corală care de data aceasta se ia un petrucerul. Problema principală de legea rugăciunii, adică acelor lucruri care fac posibil treptate dat de aia personală de existență bolnicească. Și în orice caz, stăvința până la capăt și rugăciunea sunt absolut necesare, indispensabile pentru înjurarea de existență bolnicească a lor, în care să se echilibreze, să scurească, să se înlupeze acele câteva valori spirituale fără de care rămâne cu o închipuire, o păruitoare și chiar prețioasă închipuire. Fără această tupare care se mântec și în control, urmărirea lor idei aflate fiere și absolute se transformă în altă lumină. Viața după această realitate implică un realism, chiar și oarecare infinism, că viața aceasta este o liturghie, o rugăciune care trebuie să dea toate rezultate. Fără acestea, nu ne imaginăm. Stăruința și rugăciunea. Stăruința în rugăciune care au aumentat trebuie să devine neîncetate, ține de misiune. Ora, să devină o neîncetată rugăciune. Afirmația aceasta, nu dau bine seama, este la fost să sperie oricine, ori de cum au reușit să sperie. Și chiar pe cei care au mai auzit-o, dar tot aici ne-am făcut să comunic o experiență personală, în primul rând a celor care măcar au mai auzit de această chestiune, uitește peste anumite, adică nu voi răspunde la o simplă curiozitate. Am să menționez însă că țara românească a fost în această privință un domn binecuvântat și că eu aparțin generații din care această problemă majoră esențială de și mare născut, de înălțuse fiul de săvești tradiții prin tipărirea localiei. Denunțeam de de faptul că s-a tradus și în limba bună întregător filocalia prin părintele Stăinoare. Nu a ajuns la primele patru copii, dar erau mulțumiți de partea aceasta și noi, dacă părintele Stăinoare, vom ușa teme și în cartea asta de aia să mă să trează cu limba și fama. Cine a citit, s-a dus de făcut de părintele Stăinoare, cu limba și fama, Părintele Stăinoare a trebuit și esenția. Nu știu câte persoane atunci au stat să studieze, dar vreau să citească, să mănânce. Vă să dați un pic de reclamă, chiar de importantă pentru noi, fiind după importul cei care trăiește Rusia în fața ideilor afusene. Și atunci, și la ce am știut eu și ce am observat, am vrei scrima și de asta poate vezi pe Sfântul Nicolae Palma, asta cu cerea făcută, deși dar nu cerea la filocalie, avem de încătător să a plecat cu asiduitate, cu profunzime în studiul acesta, în văză de Sfântul Nicolae Palma. Vă dați seama ce cu este pe noi, că avem nu Sfântul Nicolae Palma, 20% din lucrare, că a fost și dar în afară de aceasta, nici nu toți au menurile de Palama și la Anastasia și aduc aminte. Da, dar unii ieși aminte, s-au intuit de sub
ei rapid în volum și veneai în seara la părinte, la el, hai părinte, dă-mi refaz, hai părinte, dă-mi refaz, nu trebuie să pui carne în care, da, nu spun ce idee, ce vorbește, tu îi vede palama, dacă va ureșa, și de aceea nu știu și dacă faci părinte, la el, rapid în volum, din unii Dumnezeu de Palama, e foarte important, pentru că este o carte de și aici la sfârșit, așteptăm să lansăm și de ce pentru și atunci vom încerca mai mult să vedem cum vedea pentru care lumina simțită, lumina inteligenței, lumina Dumnezeu să haide. Dar acum vom deci așa și de partea aceasta și trebuie să folosim să amplificăm aceste dezau, că așa repede de ce vreau și faptul că avem o treabă completă. Deci nu mai sunt lucruri, dar mă fără că țin un punct de aceea biserica la ales. Lumina să fie lucruri, dar am și care și asta și mulțumim Dumnezeu că îl avem și că ne-a rămurit care este specificul ortodoxiei față de mentalitatea asta. Dar ce sănătate v-am dat reprindeți și azi am dus mulțumea pentru tipărirea chirurgiei limba română, nu puteau să se aplice asupra. Nu citează de sus, să nu știu de răzândul de serbopatii, poate ce a fost în aplicat asupra Sfântului Iulevama. Și spune o afirmație care trebuie să fim atenți, zice, pe drumul acesta de a se ajunge la puterea încercată, ce să mai stăvim în corespondențe de rugăciune și etapele ei folosirea unui de muzica, gama și corpegiu care ne introduc în perspectiva din fără rugăciune, la început doar ca un simplu și dispensat de exercițiu, iar mai târziu și mereu apoi ca o substanță care ne hrănește foamea spirituală și răspunde fără sincopul tuturor neuronoase de ființa lui. Cum acestea sunt salmii complexe și complete odisee a Sfântului Domnesc. E data de început, citea salmul și spunea în jurnal că este ca pentru un om a citit în fiecare de salmii, este o normalitate. A rămâne să nu citești în salmul. Și de citat, schimbase cel mai maxim în toții, este cât de frumos și important să ne salăm în viață. Cum și este prima etapă care a considerat autopărții care ar trebui parcurs în drumul acesta pentru a ajunge la rugăciunea neîncetată. Dar după aceea spune el că trebuie efort mult și asidu, zice, este foarte evident, fraudă și am încetat. Și cu aceea și calitate, este o rugăciune încetată. Este foarte evident că la această stare nimeni nu poate ajunge de asemenea oricât de extraordinară și o vederea lui. Că și mintea nu obișnuit de gravă, adică la ce foarte omenești, se rătăcește în atâtea meandre, în atâtea conversații pe care scotin sau cum îl denumește interesante. Pentru a ajunge în situația de a pune în funcțiune cu două prilejuri și în toate prilejurile un simplu câmp de forțe care este citat și mai multe și amergând cu comicezul de forțe, este nevoie de un zavar îndelungat și înșipnat de ani și ani de zile. Nu este nimic nou și nimic de n-am fost să recreze are pentru asemenea afirmație. Omul este ca partea de jos a unei flexibile în care felul executivul formează rămada movila. Lectura, meditația, preocuparea necontenită de integrarea vieții personale în perspectiva mereu mai limpezită a existenței creștine ne pot aduce la rugăciunea aceasta neîncearcă. Nu la obsesie, manie sau nebunie, doar ne ferește, ci la demersul normal, absolut normal, de a deșifra, înțelege, a glorifica și a discerne curul lumina de creștine. Nu este ușor, dar nu e imposibil, ne spune autorul nostru de a fi ajunge la această rugăciune neîncetată și în volumul 3 sunt libere la mama care se deschide cu rugăciune.
face rugăciunea și atunci pe să citiți din volumul 3, primul răspuns și al doilea răspuns, nu-i voi parma de sigur rugăciunea la răsării la autor și pe aceea răspuns la treilea, în volumul a patrulea, ne se va să știm mai din timpul rigoros, deci mai la mulțime, mai atunci, dar avem și Dumnezeu Parma ne gândește care este aceasta noastră ortodoxă și care trebuie să o fusese deosebită și este păcată, nu este cu casul de atunci avem ortodoxie, este de plină de mai decât cunoscută și trăită și din păcate nu este cunoscută și atunci pentru mentalitățile acestea cu semne pe toate căile și dar aceste sunt alte probleme foarte importante. Am vorbit așa puțin despre eforturile acestea care au făcut intelectual din perioada interpedică, care au ajuns la concluzia că toată soluția pieții a societății personale și în comun este în ortodoxie, în ortodoxia încercată, în Domnul Iisus Hristos și eu uitor faptul acesta că data de întâlnirică cele mai mari curente de piață au fost au ca interior ortodoxia, gândirismul, trăirismul, Duhul aprins, chiar și scala regională, toate de piață ei au ca ortodoxitor pe într-o arcanță, în care pe tot, putea să ai ca interiorul din din ortodoxie. Ei deci au descoperit rugăciunea neîncetată și acest oameni mare cultură și mare pregătire și aceste lucruri și au încercat să o realizeze. Și au început să simtă la început, încă din perioada aceasta de început, până să intre în închisori și s-au ieșit în închisori, niște aspecte care după aceea au început să se așeze, care ne arată de ce trebuie noi să mergem în etapa actuală. Suntem chemați, chiar de abia se închiripa în carte aici, suntem chemați să progresăm în simplitate, în prostie așa cum în Pavel cel prost. Sunt două feluri de prostie, prostie bună, prostie era, prostia cum este prosternarea, prosternarea în ce înseamnă, cu fața la urmă, scoșă, la scurață, Sfântul la foarte nou, deci prostenare este și prostia aia, prostitoare totuși atunci. Și o societate care merge spre prostenare, obligatoriu ajunge la prostitoare și aceea. Și Dumnezeu este mai cuvinte autoritate din aceasta, nu de prostenare, ci de prostitoare. Și atunci suntem chemați să progresăm în această simplitate, prostie, pe care ei au o încercau să o simtă, spune autorul cărții în care a trăit inima mea, la pagina 34-35, ce? În chip paradoxal și într-o formă aforistică, dați-mi voie să vă spun în șoară, pentru că se se închipa, când în viața mea am salvat de câteva ori în situații foarte dificile, cu inteligență și în prostie, prin ceea ce cu stăluință de studiant că mi era cu toți oameni și mai ales cu aceea care îi descuzea sau chiar îi se fie. Cel mai repetat de nevoții de care nu le mi-aș mai spus o stare sunt de sunt, le-am comis în o stare de euforie la raportul de credința mea. Deci eu mai am înțeles cum am dat că face francez, cu tot mai francez, la cum spune, eu sunt la E4, intrigeam, nu fi prea intrigeam. Dar este foarte greu să fii atât de inteligent încât să-ți dai seama că poți să fii de prost. Sau, în formă, sunt ca totul pașa mea frumoasă, pașa care o greșește toată mintea. Prostia asta de care sunt o și inteligență. Ce spune autor? Secretul este să fii destul de agil și destul de sărat, încât să eficiești, să adunești cine are să spunce ceva care îți scoate de și o perspectivă care se poate lui oameni de învelezi sau se poate lua o problemă. Vedem un disemn
au și elemente din acestea care oameni cu știință de inteligență, arhitecți, așa, încercau să simtă că este o anumită, o anumită simplitate pe care Ortodoxia o recomandă, se reține la Sfinții Intelectuali și iarăi preocupații. Sunt transferat la asta. Dar aceea lângă Josima care este, dacă știe în viață, spune că ea ca fateții, se comporta, trăia ca Sfântul Ioan Sătraru, să te arăși la oameni la mine. Și atunci a fost trimis ca să arăși la oameni mult decât el, la Sfânta Maria, dar trebuia din următoare, lumina Sfântii Maria și Fianca, care trebuia să scrie, să citească, dar care nu învăța toate. Și atunci, Ortodoxia mai simplu, aprecierea de intelectual și afectarea intelectuală, dar pune deasupra mereu pe Învățătorul cu Duhul. Fii Învățătorul cu Duhul. Eu o să-mi spus asta, sunt un șoar de lucruri de patocinică, dar nu mă caută pe mea, nu mă caută pe cineva care e Învățătorul cu Duhul, să-i spun ce să fac. Și atunci, ce vreau să se simtă această sensibilitate, această vedere cu Duhul care nu mă caută pe necesitate pentru a ajunge la desfătinire și la nedătinire și la vederea aceasta. Când cei curați inima, ca cel vor vedea pe Dumnezeu, pentru cei ce conștiința curată, cei care văd de treaba, vedeți, văd de treaba ta. Și atunci nu trebuie să spui o singură știință, să știi ce să faci. Și știu că eu nu te este, dar nu știu ce să fac, că nu văd, nu văd treaba mea, să o văd, n-am văd. Și atunci, acesta este drumul ortodoxiei, simplu, ne regăsim în el, de aceea vezi, mă, de păcate, vreme, nu văd treaba, dar văd eu ce fac, văd, văd, văd. După acesta, la timpul mai pe mai, văd, deci odată ce această simplitate, prostie ca o sternare, ca care suntem chemați, să o aprofundăm, noi, de acum se le-a venit cum așa și niciodată, dar cum mai mult fiindcare, că nu mai este undeva la aia care aceasta ne va a întrăsnește de acolo, nu trebuie să s-a avut limitele de cunoaștere și atunci ei sunt îndrăzăte din ceea ce privește cunoașterea în totalitate, deci aici s-a cunoaștere de ziul mic. Deci prima dată își facea accentuat aceste lucruri, mergând în pușcă, cred eu, pentru că a fost mare. Și după aceea, în dialogul asupra culturii, în Azaria și Isaia, deja apar tot așa un liber despre importanța pustirii, a hidului, a disipatului. Deci, în primul rând, pasul acesta se vede important de a se aprecieze pustirul, situația, semnificarea vieții și să ne spune în dialogul acesta, la pagina 276, dumneavoastră a culturii, cultura aceasta a fost din plăscare, enorm urează cultura, sunt frumos. Spune așa, în general, inima lui se înfiltrește în descripțiile care este moartea aceea din timpia rozată de moarte de care ne tem de obicei, fie și pe defect, poate. Dar nu este să rămână niciodată nu poate să moară astfel. Natura cealaltă, frumusețea cealaltă, la copră și la altă, cu asemenea primejdii, să adună energia la care începe orice cultură. Rolul țăranilor în cultură, e mai vast ca autor, dar astfel Pământul rănește o potrivă om și valorile lui moral. Ideea aceasta o să o pot esenția și îmi să atrag oarea mintea asupra ei oricum nu mai vrea să se piardă. Ea nu este foarte străină de întoarcea omului de cultură la un moment dat la țară. Și sunt sigur, și acum mai este important, și siguranță este deloc străină de fuga unui spiritualizat monodățit în pustie. Pentru marea întâlnire cu Dumnezeu și spune mai departe această sază a ei, Israel, cei doi au personaj care discută despre cultură.
Isaicezișa. Tu sigur, lasă-mă să te întreb o clipă, mi-a adus și mie visurile mele, că în loc la liniștii altă cerii ar zicri în închipriul, că o negație a lucrurilor iluzivă. Imperiul de aramă al abrisului relații de doar. Nimic din ceea ce mai era din afară nu mai poate iubi. Toată înlucirea realităților de aici este arsă, înjurită. Din chiar pietrele mai dețință sufrului acelea de cult sfânt, care arde tot ceea ce nu există în puterea care vorbim. Doamna, acolo unde soarele este așa, iar dând ca copaia răbătărilor de foc, întreagă omul în acolo se scumbrește și nu mai este decât cu creștinușă. Pustiu este simplificarea a esenței tale a existenței. Cu cât obiceiurile sunt mai aspre, cu atât Duhul merge mai adânc, iar Duhul Sfânt se retragează. Mai aici, în lupta aceasta voinică, ca omul cu el însuși, este Dumnezeu mereu prezent. Aici, de tine prezent, este El, în pustiul acela care este Domnul Cercetului, exaltarea absolutului și arătarea sub toată lumina, are înșelășor pomenești, prea pomenești. Și acum asta e aceeași. Mai cam curat, dar de vorbele tale. Iată, îți mărturisesc în mine, vreau să mai învăt fiul dintr-o dată. Simțeau acestea care s-au adâncit după aceea starea aceasta de pustucie, starea importanță aceasta a vieții acestea de semnificare a vieții pe noi, ca pe ce mai publice și mai esență în lumirea aceasta cu Dumnezeu, care e atât de înalt, chiar și aseară, trece și de toată zilele publice, să faci lucruri, te gândim de toată lumea Dumnezeu. De toate lumele Sfinte, toate de răspărțire, ca să ajungem la unirea aceea de lucru foarte, foarte mare, dar asta se zic, nu se teotoxi. Și după aceea, de exemplu, ce ne spune în jurnalul în 68-69, ne spune autorul întâlnindu-se pe o perioadă, pușcării pe o perioadă, din 60 de grafuri, zice, prin mare încercări ale închisorului, am trecut și asupra viețuite, că reușise să dăruiesc starea de spirit a aforecului. A preotului, a eremitului, a psihiatrului, să fie. Deci, prin mare încercări ale închisorului, am trecut și asupra viețuite, că reușise să dăruiesc starea de spirit a aforecului, care a primit de lumea aceasta pe o parte, iar de la alta conștiința avea de om și găsește în niște valori majore ale vieții căpătați în relief extraordinar. Înțelesese paradoxul acesta, am niște trăiesc o viață adevărat, mai și încălătate. Primarul încercării ale visorii a trecut și asupra de fiile, nu reușit să se rupnesc starea de sfida a acoletului, care a murit de lumea aceasta pe o parte, iar de la alta conștiința mea de om și gătește pe niște valori majore ale vieții căpătați în vieții sau cea. Înțelesese paradoxul acesta, am murit și trăiesc o viață adevărată. Și chiar și titlul care îl pune la jurnal, fiindcă spune aici în tot jurnalul a doilea, până că se pune numele jurnalului admirabil la tăcere. Omul care a ajuns să înțeleagă importanța tăcerii, tăcerea, dar fiindcă limba de aprimitor, ce sunt disaxivul va fi tăcerea și atunci trebuie să învățăm să numai forma acestei timp, să învățăm să vorbim prin tăcere, să ne înțelegem prin privire sau cum zice, care am făcut de înțelegere lui și după aceea, uite și Sfântul Ignatie care a fost și ne-am înțeles tăcerea din cuvintele lui Iisus a ajuns la desăvârșire. Vă mulțumesc!